Doamnelor, domnilor, alături de noi este un băiețel minunat de doar 7 ani, Aron Matias Drăgoi, care este proaspăt campion național școlar la 9 ani, deși încă nu a primit nici măcar 8 ani, titlu pe care l-a câștigat chiar luna aceasta la Călimănești. Aron, bine ai venit, mă bucur foarte mult că ești astăzi aici. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Dragule, cum ai început tu să joci șah? Bunicul meu m-a învățat prima dată cum să mut piesele. Oh, și câți ani aveai? 5 ani și 7 luni. Oh, știi exact și câte luni, da, e de înțeles că, într-adevăr, abia au trecut nici 2 ani de atunci. Și cu toate acestea ai avut rezultate extraordinare. Mie mi s-a părut de necrezut că n-ai împlinit nici măcar 8 ani și ai fost primul la categoria 9 ani la Călimănești. Cum a fost acolo ultima rundă, runda decisivă de la Călimănești? Da, a fost complicat. Cam tot turneul. Da. Și totuși ai câștigat. Da. Foarte, foarte frumos. Știu că și săptămâna aceasta ai participat chiar miercuri, nu? De Ziua Unirii. Da, da. Ai participat la Ploiești împreună cu fratele tău, care și el este mai mic decât tine și deja joacă șah la 5 ani. Și ați luat amândoi locul 2, tu chiar la în clasamentul general, la 12 ani. Iarăși mi s-a părut extraordinar. Cum au fost partidele la Ploiești sau ce ți-a plăcut mai mult la concurs? Mi-a plăcut și că am făcut mai multă experiență și că erau adversarii buni și trebuia să mă concentrez cu ei. Oh, și ai avut ce învăța de la ei, pentru că am văzut că tu de multe ori joci chiar la o categorie mai mare decât categoria ta și de data aceasta nu ai jucat sub 12 ani, era chiar să iei locul întâi, chiar în ultima rundă stăteai mai bine, am văzut, l-ai fost la jumătate de punct de locul întâi. Te felicit, Aron, și ce ți-a plăcut ție la șah atunci când ți-a arătat bunicul piesele sau ce te-a atras la șah? Păi am încercat tot felul de sporturi, părinții mei au încercat tot felul de sporturi și până la urmă au zis să încerce și șahul. Și ți-a plăcut de la început șahul? Da. Ce frumos! Am văzut că ai și o surioară mai mică, sper să ajungă și ea să joace șah, nu? Să urmeze cei doi frați mai mari și mergeți în turnee împreună, părinții voștri vă susțin, ceea ce este minunat. Anul acesta la ce turnee crezi că vei mai participa? Te-ai calificat în primul rând la campionatul mondial școlar. În acest an vei fi reprezentantul României la campionatul mondial școlar și probabil vei juca și la naționale, nu? Adevărat. Știu că ai fost campion la șah rapid, la campionatul național, da? Foarte frumos, sper să repeți performanța și anul acesta. Chiar mai foarte, foarte multe prezențe. Aproape orice turneu de copii, văd, mă uit pe lista de participanți, ești și tu acolo împreună cu frații tăi. Mai ai timp să-ți faci și temele? Da, pentru că temele le fac în fiecare zi, practic. Cam un program bine dictat și... Oh, ai un program bine stabilit, am înțeles. Da. Și reușești să-ți faci și temele, să te pregătești și pentru șah, să participi și la concursurile de șah. Foarte frumos. Ce materie îți place ție cel mai mult la școală? Matematica, pentru că are cumva și logică cu șahul. Oh, are logică, da? Precum da. Șahul și are legătură cu șahul. Da. Într-adevăr, și eu văd legătura aceasta între matematică și șah. Da, o să te ajute și șahul la școală și faptul că te pregătești la matematică, de asemenea îți dezvoltă logica și te va ajuta și la șah. În ce clasă ești acum? În clasa 1-a. Clasa 1, deci ai fost clasa 0 mai întâi și acum ești clasa 1, nu? Da. Foarte frumos. Și ce premiu ai luat la școală? Voi aveți acum cu FB, ai luat multe FB-uri? Foarte bine, nu? Așa se ia acum, da. Nu mai e cu premii, da? Înțeles. Știu că ai numai foarte bine, că înveți foarte bine, Aron, și te felicit. Unde sper tu să ajungi în șah? Cât vrei să ajungi maestru, mare maestru? Ce vrei să ajungi la șah? Da, vreau ori antrenor de șah, să am club eu, ori să devin mare maestru.
Foarte frumos. Deci te gândești chiar să devii antrenor de șah, să antrenezi și tu copii la rândul tău. E un gând foarte frumos să-l ai de atât de tânăr, la doar 7 ani. Unii copii nici nu au început să joace șah la vârsta ta și tu deja ai aceste rezultate extraordinare. Te felicit, Aron, îți doresc să rămâi în continuare la fel de pasionat de șah și așa un copil vesel și care face totul, pare că faci totul foarte ușor, știi, alți copii se plâng și fac mai puține, poate. Tu îți faci și temele, mergi și la concursuri de șah și ai demonstrat că se poate. Te felicit, dragul meu, salutări și părinților tăi, îi felicit și pe ei pentru felul în care te susțin în acest domeniu, pentru că este greu. Este un efort și din partea lor să te ducă la aceste turnee și sper să reușiți să ajungeți anul acesta și la campionatul mondial școlar. Încă nu s-a stabilit unde va avea loc, nu? Nu. Nu se știe încă. Urmează să aflăm unde va fi campionatul mondial școlar, unde cei 12 câștigători de la Călimănești de anul acesta ne vor reprezenta țara, iar Aron ne va reprezenta la 9 ani. Îți urez mult succes, Aron, și acolo să vii campion și de la acea mare competiție de nivel mondial. Mulțumesc! Te aștept cu mare drag și cu altă ocazie. Doamnelor, domnilor, urmează cugetarea regelui. Șahul, după formă, este un joc, după conținut este artă, iar după efortul de a-l juca este știință. Șahul poate oferi atâta bucurie precum o carte bună sau o operă muzicală. Totuși, este esențial să înveți să joci bine pentru a înțelege cu adevărat frumusețea.